Bună ziua! Purtătorul de cuvânt al Băncii Naționale, domnul Dan Suciu, este invitatul meu de astăzi la Puterea Știrilor. Bună ziua și vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră. Bună ziua, mulțumesc! Având în vedere ieșirile din ultima perioadă, atât din partea instituției pe care o reprezentați, cât și din partea PSD-ului, putem spune că BNR se află într-un război cu socialdemocrații. Greșesc? Da. Afirm acest lucru? Greșiți. Noi nu suntem în război cu nimeni. Dacă sunt alții în război cu noi, nu știu, n-am această evaluare. Dar cu certitudine noi nu suntem în război cu nimeni. Ce face Banca Națională este să răspundă punctual, cu argumente, oricăror informații sau întrebări sau fake-uri, da? Pentru că sunt prea multe fake-uri în momentul ăsta, care vizează problemele cu care se ocupă Banca Națională. Și nu o facem din dorința de a brava, de a fi aroganți, de a contrazice cu orice preț. Nu, e datoria noastră, pe baza legii de funcționare a băncii, avem această obligație de a pune la dispoziția societății date corecte și analizele riguroase pe care le fac zecile, sutele de specialiști care sunt în Banca Națională. Așa că suntem obligați să dăm aceste detalii. Dar cu ce a deranjat Banca Națională Românească pe socialdemocrați? Cu ce a deranjat? Mi-e greu să răspund eu pentru deranjul altora. Dacă cineva se simte deranjat, să spună. Am văzut și noi postări mai aprige și mai virulente legate de ce face Banca Națională sau de ce nu face Banca Națională, complet deplasate, evident. Am încercat să răspundem punctual la fiecare dintre ele. Faptul că există sau a existat și în continuare mai se menține o anumită tensiune în piață, în piețele valutare și interbancare, este o realitate pe care nu noi am produs-o și în consecință nici nu putem să o liniștim pe deplin, oricât am vrea. E o realitate pe care anumite decizii și anumite condiții economice și anumite decizii administrative au indus-o și e o realitate pe care nu o putem ocoli nici noi, nici nimeni altcineva. Dar sunt presiuni pe BNR? Se simt presiuni în ultima perioadă? Noi suntem o instituție solidă. Suntem o instituție care are un statut de independență bine definit și este obligată să respecte acest statut de independență, indiferent cine și ce spune. Independența Băncii Naționale este una bine stipulată, inclusiv în tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană și se spune nu numai că se cere Băncii Naționale să fie independentă față de orice altă instituție a statului. Se interzice băncii naționale să accepte orice sugestie, recomandare sau orice mesaj de genul acesta care vine din partea unei alte entități din stat. Nu mai spun din societate civilă. Deci există o independență atât de riguroasă și atât de bine definită în tratatul de aderare, care este document constituțional la limită pentru România, încât suntem obligați să ne facem treaba, Banca Națională să-și facă treaba, cum consideră de cuvință pentru respectarea obiectivelor fundamentale. Stabilitatea financiară, stabilitatea prețurilor. Când sunt decizii care afectează aceste lucruri, trebuie să spunem, trebuie să acționăm și trebuie să vorbim despre ele. Asta facem în perioada asta. Se vehiculează în spațiul media că Darius Vâlcov își dorește să devină guvernator al BNR și tocmai de aceea iese cu are diverse ieșiri de-astea virulente. Cum vi se pare dumneavoastră această variantă? Îl vedeți pe Darius Vâlcov viitor guvernator al BNR? Nu mi se pare nicicum. E decizia Parlamentului României să nominalizeze orice pe cine consideră de cuvință în momentul în care va face această decizie. Acesta este atributul Parlamentului și singura intervenție administrativă pe care Parlamentul o face în activitatea Băncii Naționale. Numirea Consiliului de Administrație și a Guvernatorului implicit. Eu cred un lucru și am spus acest lucru. În bancă sunt sute, dacă nu 1000 de specialiști de înaltă calificare, cu doctorate, cu studii riguroase și extrem de sofisticate. Eu cred că acești oameni merită o conducere profesionistă, care să înțeleagă și să știe ce să solicite acestor specialiști. Dacă dânsul are aceste calități, e la latitudinea noastră să apreciați și să considerați că este o numire potrivită, cum de altfel este și Parlamentul îndreptățit, nu numai
îndreptățit de-a dreptul să, îndreptățit de, până la urmă să facă această numire, dacă o consideră potrivit. Dar în opinia dumneavoastră este potrivit? Eu n-am opinii, că știți că purtător de cuvânt are mesaje. Opinii, din păcate, nu mai are de mult. Cine sunt vinovații, dacă pot să spun așa, pentru scăderea masivă a leului în fața euro? Am văzut astăzi, eu și-am mai revenit puțin, dar a fost o perioadă destul de tensionată. Românii s-au întrebat până când această creștere. Am un răspuns simplu și unul mai complex, dacă vreți. Cel simplu este în felul următor. Piața. Cursul valutar este expresia pieței valutare. Pe piața românească se fac tranzacții zilnice de mii de tranzacții. Peste 1 miliard de euro se tranzacționează. În funcție de sentimentul pieții, cum consideră oamenii și firmele și companiile și mari investitori sau și mici investitori, pentru că fiecare decizie aici contează, că merge economia și că trebuie raportat leul la euro. Despre asta vorbim, sau la dolar. Așa că prima situația este determinată în principal de piață. Este o piață funcțională, care funcționează indiferent de toată povestea cu Banca Națională, care face ce vrea cu cursul. Asta e o fantasmă. Nu face ce vrea cu cursul și nici nu poate, nici nu vrea să facă asta. Suntem pe o piață funcțională, cu reguli de piață, și vedem aceste variații care țin de piață. Am avut o oarecare depreciere a leului, un pic o revenire astăzi, care, sigur, o vedem și noi că s-a întâmplat în piață, repet. Da, sigur, până să vedem, să analizăm momentul, putem să dăm anumite explicații. Și ele țin, în primul rând, de fond, pentru că România importă enorm de multe bunuri față de exporturi. Deci pierde cumva prin importuri, că importurile se plătesc în euro, nu? Pierde valută zilnic prin importuri. Aceste importuri sunt mai numeroase decât exporturile, ca să zicem că compensăm, iar intrările de fonduri europene sau de alte venituri în valută nu reușesc să compenseze întreaga pierdere. Deci în consecință există constant o presiune pe curs, mai mare sau mai mică. Constant. De aceea am văzut, în cursul anului trecut, am avut, tehnic vorbind, un curs stabil. Dar el s-a dus ușor, ușor în jos, tocmai din această presiune constantă. Și apoi au venit câteva elemente de incertitudine care au dat peste cap așteptările celor din piață, care vedeau o evoluție similară a cursului, să zicem. În primul rând, avem un buget care nu se încheagă și nu dă o anumită concretețe situației de moment și, în al doilea rând, și mai ales aceasta este elementul care a deranjat, este ordonanța 114, cea care a setat o dobândă, a pus o dobândă acolo prin lege. Dobânda, ca și cursul, sunt expresii ale pieței. Ea se setează, dobânda se setează tot așa, pe piață, în funcție de cerere și ofertă. Atunci când o setezi administrativ, ai dat peste cap această piață, care începe să gândească altfel, să evalueze altfel lucrurile care pot să aibă loc în momentul respectiv. Iar între valută, piața valutară și piața de dobândă, există o strânsă legătură. Sunt două vase comunicante. În funcție de cum evoluează una, se evoluează și cealaltă. Adică legătura este strânsă. Și în consecință, această legătură setată administrativ într-o parte a dus și la o anumită evoluție de depreciere în cealaltă parte. Riscăm în perioada următoare să vedem și o altă depreciere a leului? Mi-e greu să cred. Sau mi-e greu să spun, pentru că mi-e foarte greu să spun cum va percepe această piață cum va percepe următoarele decizii. Așteptăm clarificări și pe ordonanța 114, și pe buget, și climatul în general în România este cum este. Iar pe fond nu s-a îmbunătățit, să zicem, economia românească atât de spectaculos încât să avem mai multe intrări de valută decât ieșiri. Nici investiții străine nu avem spectaculos de multe, nici exporturile nu cresc de pe o săptămână la o săptămână la alta în așa fel încât să compenseze. Deci acea presiune rămâne. E o chestiune pe termen lung. Nu e o situație dramatică, evident.
dar e o presiune pe termen lung, se rezolvă pe termen lung. În schimb, clarificările legate de ordonanța 114 întârzie, vedem o anumită ambiționare pe această chestiune, vedem atacuri la Banca Națională. Păi cum credeți că văd investitorii marea dezvăluire cu ghilimele de rigoare a domnului Zamfir, care spune că se manipulează dobânda la Banca Națională? Nu mai înțeleg nimic oamenii aia. Zic, domnule, ce se întâmplă acolo, în țara aia? Adică se manipulează dobânda de zeci de ani. Ai, chiar dacă nu stai să te analizezi atent ce sunt declarațiile, vezi un titlu care te deranjează și... strânește curiozitatea. Sau cel puțin iei o anumită rezervă față de situația de acolo până se clarifică, nu? Și să nu uităm că leul este o monedă convertibilă. Adică se tranzacționează pe toate piețele. Când mergeți în străinătate, plătiți un card cu leu, cu lei, nu? Plătiți oriunde. Asta înseamnă că e convertibilă. Deci nu e sub controlul unei entități care face ce vrea cu ea. Nu. Este o monedă care se tranzacționează, sunt dețineri în străinătate de monedă. Investitorii străini dețin peste 20% din titlurile de stat românești. Păi când văd chestia asta, încep să... Hai, bă, anumită reținere. Sperăm că e o chestiune aveți de durată. Nu? În sensul sigur acesta. Că am avut, am văzut că de aceea am avut și aceste evoluții valutare. Ei joacă un rol în piața asta valutară. Acum, e o reacție firească. Problema e să nu fie de durată. Și aici trebuie intervenit și clarificate marile întrebări cu care ne confruntăm acum. Să terminăm cu presiunile pe o instituție care nu vorbesc în numele ei, dar are anumit rol și o anumită prestanță internațională. Nu pot să o tratez ca pe ultima instituție dintr-o țară dacă vrei să ai și stabilitate financiară. Să clarificăm chestiunile legate de ordonanța 114, care intră cu picioarele, intră administrativ într-o chestiune care ține de piață. Dacă nu lămurim lucrurile astea, probabil că acest climat confuz, nu discut de atacurile politice, alea până la urmă sunt ultimele probleme. Trec. Vorbele trec, faptele rămân, postările pe Facebook, sunt postări pe Facebook, dar responsabilitatea instituțională a oamenilor care reprezintă instituțiile din țara asta trebuie să existe la toate nivelurile. Da, doamna Viorica Dăncilă, premierul României, susținea ieri în ședința de guvern că România ar putea trece peste 5 ani la adoptarea monedei euro. Cum vi se pare dumneavoastră afirmațiile? Suntem pregătiți pentru un asemenea pas? În 5 ani, dacă începem astăzi, cât e ora 1 acum, dacă începem astăzi la ora 2, poate avem o șansă, da. Adică, sigur, e un proces dificil, un proces însă care depinde foarte mult de anumite decizii guvernamentale, de clarificarea deficitelor, de o anumită disciplină fiscală, de o anumită disciplină bugetară. Dacă trecem la euro, nu cred că prea putem să dăm bugetul prin februarie, când începe anul. Din punctul ăsta de vedere, sigur că sunt anumite avantaje, dar trebuie să ni le asumăm. Suntem în termen limită dacă începem acum procesul. Sigur că în 5 ani avem timp să ne mai și disciplinăm, să facem și curat prin casă, dar în primul rând e o decizie politică pe care trebuie să o ia în consens toate partidele politice și o decizie care ține de după aceea de disciplină fiscal-bugetară, de consolidarea independenței băncii naționale, nu de atacurile acestea, nu prea fac casă bună cu intrarea euro, și apoi, poate, în ultima instanță, e o decizie, ca să spun, tehnică, de schimbarea banilor. Deci să înțeleg că e greu de crezut că peste 5 ani... Nu, n-am spus asta. 5 ani e, dacă începem de mâine, avem șanse. Ceea ce încă nu s-a anunțat că de mâine se vor începe. Da, amintați din aur de domnul Daniel Zamfir, convocat în Senat marți de domnul senator, domnul Mucurisărescu a refuzat să vină. Care sunt motivele invocate? De ce a refuzat, practic? Cred că domnul senator Zamfir, cu toată simpatia, are o idee fixă să-l aducă pe domnul Mucurisărescu la Comisia Economică. Sunt multe motive. Nu știu de ce o are. Probabil asta este strategia sa de a deveni un personaj cunoscut. Foarte bine.
Sunt multe motive pentru care n-am venit, n-a fost prezent. În primul rând, n-a fost o invitație validă din partea domnului Zamfir. Invitația pe care am primit-o din partea Comisiei Economice a fost și din partea Comisiei de Buget Finanțe, iar un coleg al domnului senator a contestat, a spus că nu e validă această invitație, mai ales din partea Comisiei de Buget Finanțe. Ca să nu mai spunem că, de fapt, comisia care se ocupă de Banca Națională, în momentele în care există o raportare și un contact instituțional cu Banca Națională, trebuie să fie Comisia de Buget Finanțe Bănci, că de-aia zice Buget Finanțe Bănci. E comisia direct însărcinată cu atribuții legate de Banca Națională. Deci există această neclaritate care vine din partea unui senator și nu invitația nu vine din partea Senatului sau a unui ansamblu de senatori care să reprezinte toate partidele. Noi, Banca Națională, Consiliul de Administrație, a fost numit de Parlament ca atare, de votul în plen al Parlamentului, nu de un senator, indiferent care ar fi acela. Așa că credem că acest tip de hărțuială nu are sens. Nu e o lipsă de respect în fața Parlamentului României, suntem oricând dispuși și Consiliul de Administrație va fi oricând prezent în plen sau în orice altă întâlnire care reprezintă Parlamentul ca atare. Pentru că e de datoria lui să facă acest pas în momentul acela, chiar dacă nu există o subordonare funcțională cu Parlamentul României, dar interesul public cere aceste lucruri și cu siguranță că le vom face. Dar când asistăm doar la mici demersuri individuale și acele neclare și care pornesc și de la niște fake news-uri, că știrile din 2008 pe care le-a aflat acum în 2019 domnul Zamfir, nu cred. Am răspuns la ele de nenumăratul ori. Într-un context în care se face mai multă gălăgie decât să ia loc pentru o discuție riguroasă, aproape că nu are sens să te duci, pentru că doar amplifici o gălăgie care nu ajută nimănui în înțelegerea fenomenului. Se așează lucrurile, se clarifică invitațiile, se lămuresc și lucrurile în momentul respectiv. Da, domnul Zamfir a zis că nu se lasă și că va mai trimite în viitor invitații către domnul Isărescu. Sigur. Să înțeleg că nici pe viitor... Nu, n-am spus asta. Noi nu răspundem unei persoane. O persoană, indiferent care, repet, nu e vorba de domnul Zamfir sau nu. Nu răspund, nu, cu o persoană răspunde o instituție. Cu instituția Parlamentului suntem oricând, Banca Națională e oricând deschisă la orice dialog, cu tot respectul și cu toată deschiderea. Instituția Parlamentului României. Da, imediat după refuzul domnului Isărescu, domnul Zamfir a susținut că are în vedere introducerea unui act normativ prin care cei care sunt convocați și nu se prezintă la comisie să aibă parte de sancțiuni administrative și mergând până la destituire. Foarte bine. Să facă ce dorește, are inițiativă liberă, îl ajută domnul Piperea să facă orice lege dorește, dacă nu îi le chiar scrie. Nu cred că poate viza foarte mult această chestiune Banca Națională, are altă legislație Banca Națională, nu suntem instituție bugetară, suntem instituție publică, dar nu suntem instituție bugetară, nu suntem subordonați alte instituții. Regimul de funcționare al Băncii Naționale e bine descris și în legea de funcționare a băncii și în tratatul de aderare care ne interzice să primim ordine din partea oricărei alte instituții, iar o modificare în legea a Băncii Naționale trebuie să fie acceptată inclusiv în statele partenere în Uniunea Europeană. Deci dacă vrem să respectăm legislația europeană, trebuie să ținem cont de asta. În rest, sigur, se poate face orice modificare. Deci să înțeleg că un astfel de act normativ nu ar viza BNR-ul. Dacă primește acordul tuturor 28 de state europene, primește acordul Băncii Centrale Europene și păstrăm criteriile de integrare în Uniunea Europeană pe care s-a bazat legea de funcționare a băncii, se poate face orice. Sigur. Asta e problema. Da. Domnule Suciu, eu vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră alături de noi și vă mai așteptăm cu mare drag pe la noi. Mulțumesc și eu. Mulțumim.